Deci dacă sunt întrebări... Da, sunt câteva întrebări. Aș vrea să vă rog să ne spuneți dacă această secție de terapie intensivă pentru nou-născuți va găzdui doar copiii care vor veni de pe secția de chirurgie cardiovasculară sau copii din toate celelalte secții, una dintre întrebări, iar cea de-a doua, câteva date despre numărul micuților care pot fi găzduiți, câte paturi sunt. Mulțumesc! Inițial aveam 11 pacienți monitorizați complet și pe lângă acești 11 mai puneam încă 3, 4, 5, 6, 7 fără monitorizare în jur, unde puteam. Asta era în trecut. Acum avem două nivele pe care avem spațiu foarte, cu cei foarte critici, 18 paturi și la etajul de deasupra avem spații mai largi unde sunt tot pacienți critici. De exemplu, stă un pacient proteza respirator un an de zile. Cum se poate întâmpla? Unde are acces mama, unde poate să stea acolo și se pregătește să plece cu el acasă. Da? Deci în total 27 de paturi. Aici vor fi pacienți operați, chirurgia vas viscerală, chirurgia urologică, ortopedie, chirurgie toracică, cazuri grave medicale, chirurgie cardiacă, neurochirurgie, toate tipurile de patologii neonatale. Iar, în acestei investiuni despre care ați vorbit, deci toate aceste secțiuni, amândouă, coroborate, înseamnă cele 1,3 milioane de euro, sau... De fapt, suma donată, susținută, oferită de Fundația Vodafone este de 1,4 milioane de euro. Între timp s-au mai adunat anumite costuri pe ultima 100 de metri. De fapt, suma totală este de 2.165.000 de euro. Parte din bani au fost oferiți de Asociația Inima Copiilor, care a desfășurat și campaniile strângere de fonduri prin SMS, de asemenea din fondurile lor proprii, iar 150.000 de euro, dacă nu greșesc, au fost din partea Spitalului Marie Curie. Aveți în comunicatul de presă inclusiv suma da, despărțită pe categorie. Pentru această secție care a fost ridicată de la nimic. Deci această secție are 1600 metri pătrați, are aproximativ 1000 metri pătrați de spații medical de cea mai înaltă clasă. Deci restul sunt spații anexe, spații tehnice, camere pentru medici, pentru asistente, dar sunt 1000 de metri pătrați, atenție, de spațiu medical top. Pentru că toți suntem mai câte operații s-au mai făcut de la cele care au fost lansate de bord în Spitalul Dumneavoastră? Domnul director! Săptămâna viitoare vor mai din data de 2 decembrie până pe 15 vor fi realizate operații. A, deci a doua, al doilea rând, deci primul atunci și trei medici. Exact. Mulțumesc. Și cât sunt programați pentru 2-15 decembrie? Nu pot să vă răspund. Nu puteți spune? Nu, doctor, nu vă răspund. Mai sunt întrebări? Înainte să plecăm, aș dori să vă rog foarte mult să aveți grijă. Intrăm într-un spațiu medical în care sunt internați copii. Vă rugăm foarte mult să nu deschideți ușele boxelor unde sunt copii și da, să mergeți cu... Da. Avem aici întrebare. Nu e întrebare. E o completare. Și cred că e foarte binevenită pentru tot ce o să însemne această secție de terapie intensivă neonatală. În mintea oamenilor din jurul nostru, chiar la începutul anilor 2000, patologia neonatală se confundă cu ceea ce înseamnă perioada de vârstă 0-28 de zile sau 0-30 de zile. Ei, lucrurile nu stau chiar așa. Patologia neonatală începe, de fapt, în viața intrauterină, iar la ora actuală avem mijloace de a depista o serie de anomalii malformații de foarte devreme, începând din săptămâna 20 de viață intrauterină, și se termină cumva după 2-3 luni de viață. Deci, practic, prin această secție de terapie intensivă, noi putem să diagnosticăm și să avem în vedere o gamă largă de patologii care pot fi foarte severe la un moment dat, fie că sunt medicale, fie că sunt chirurgicale, cu mijloace foarte noi, care să fie deja în începutul anilor 2000 și să schimbăm o mentalitate. Vă mulțumesc! Da.
înainte de a veni în vizită, chiar mai e o completare ca să... Pe la copii de... Adică nu este deschis. Aș vrea să fac următoarea completare. În Spitalul Marie Curie există o secție de anestezie terapie intensivă. Această secție de terapie intensivă nou-născuți și terapie intensivă chirurgie cardiacă. Noi discutăm acum despre terapie intensivă nou-născuți. În regulă. Înainte de a porni în turul despre care vorbeam, aș vrea să o rog pe colega mea, Angela Galesa, să spună câteva cuvinte, pentru că ea s-a implicat foarte tare în acest proiect. A făcut multe vizite, i-a ajutat pe colegii de la Inima Copiilor să pună toate lucrurile la punct și te rog frumos, Angela, să mulțumesc. Mulțumesc, Lidia. Foarte multe nu cred că sunt de spus. Important este proiectul, important este ceea ce am reușit să realizăm împreună cu toții. Și cred că și eu tot asta aș vrea să spun, să le mulțumesc tuturor, să-i mulțumesc domnului doctor Cătălin Cârstoveanu, să le mulțumesc celor de la Asociația Inima Copiilor și, nu în ultimul rând, să mulțumesc companiei care ne susține, pentru că suntem o fundație corporativă și nu am putea să facem lucrurile pe care le facem fără ajutorul companiei. Mulțumesc! Mulțumim frumos! Iar acum, pentru tur, va trebui să ieșim în afara clădirii și